tare prieteni. Azi vom începe o carieră cu Tricia Lupe, cu Laurențiu Regkampf, antrenor. Laurențiu. Asta s-a greșit. Regkampf. O să punem o naționalitate română, pentru că este român. O să îl facem în englez. La FCSB. FCSB. O să punem 10 milioane ca să putem să facem 15 din Europa. O să ne punem în Europa. Ah, suntem deja cu Feyenoord Union Berlin și RSC Anderlecht. Și o să mai punem și pe CFR Cluj. Mi se pare cel mai realist. O să punem în grup puțin așa. Mi se pare că asta e cel mai bună. Dar nu pot. Este frumos. Atunci cea cu Leverkusen, adică fără Leverkusen, cu turcii ăștia, cu Austria Wien și cu Brickborn. Ai fi. O să punem cariera pe legendary, normal. O să pun Euro, Stadium, Arena Națională. Vom pune Arena Națională. Arena Națională. Asta puțin. Nacio. Națională. Arena Națională. Așa. Legendary. 4 minute, Euro, vom participa, 10 milioane și avansăm. Da, mi se pare mult mai jos ce a făcut Eagle cu FIFA 21 față de FIFA 20. FIFA 20 mie mi-a plăcut puțin mai mult. Eu mă joc FIFA de 3 ani. De la FIFA 19 am început, dar nu cu seria. M-am gândit dacă tot mă pricep și la FIFA și sunt cât de cât bun, m-am gândit să îmi fac și eu un canal de YouTube. FCSB. Punem aici, avansăm. Nu vom participa, nu cred că avem, vom participa, cred, la prima grupă, cu cel mai mare, așa, și moralul, nu, o să-l facem acum, ne uităm puțin pe squad, ne uităm și, Andrei Vlad, 3 ani mare contract cu noi, valorează 2 milioane. Trnovan vreau să-l dau, Stratan vreau să-l dau, vreau să duc ceva mai bun, Rodonovic bun, să pun ca CB cred. Dacă nu o să-l aducem pe Drăgușin, Miron o să-l dau, Pante bun, Crețu 31 de ani, nu mai are rost, Lucian Filip bun, Nedel bun, Popescu 26 de ani, 68 vrei, hai să fim sincer, nu cred că nu mai vlog, vână bun. Wide, îmi place deloc. Dar o să-l la Utanase bun, Utanase vreau să-l la antrenez puțin. Vreau să-l fac striker. Dar nu știu dacă se va mai putea asta. 150 și
8 de săptămâni, ca mult, mai bine îi dăm așa, să-ți facă ce vrem, mult san bun, coma, mi se pare că o tână se da, expiră contractul, a, ce-am făcut, n-ar nic, nu vrea să mai prelungească cu noi, asta e, va pleca, Octavian Popescu, bun, nici ăsta, o să-l dau low, nu prea, vreau să-l folosesc, Popescu, normal, că o să-l folosesc, cel nou îmi place, și Biuziuc, nu știu, o să-l dau. O să am ceva mai bun ca rezervă, da, și facem repede transferuri, două transferuri vei face în episodul de azi. Ăsta o să-l dau, adică o să-i dau release. Ia să vedem ce vrei. Așa. Ăsta 35 de ani, îmi place, Golofa, nu. Bărbuț, Bunca, rezervă, cred, expiră și contractul, Bărbuț? Da, expiră contractul într-un an. Ascoschi, îmi place, Adipopa. Păi s-ar putea să-l aducem pe Adipopa ca rezervă. Și cam aici, aici dacă o să angajez un scouter, bă, pentru că n-am bugetul așa de mare, o să îl angajez pe cel mai ieftin și o să-l trimit în... Deci nu pot să-l trimit Moldova. Știu că nu. Moldova. Atunci o să-l trimit în Asia. Să-mi aduc în japonez. Nu știu japonezi așa de bun. În Kagawa. Totuși. Antrenorul vrea să facem multe pe aici. Câștigăm Cupa Națională. Să facem progrese în grupele europene. Cam așa se așteaptă Gigi de la noi. Și acum de la Laurențiu Regecamp. Și acum o să punem ceva alcători. Mă gândesc la Denis Mansoreanu. Denis Man. Vedem aici Denis Man, 21 de ani și un real potential. Și pe, nu știu, mai m-ar gândi la Haruț. Haruț, Denis Haruț aici, e la Fețe Botoșani. El în realitate a semnat cu FCSB-ul. Așa. Mi se pare că a jucat și în meciul FCSB cu Academica Clicen, nu m-am uitat din ce scriu. Haruț, așa, ceva rezervă pentru Andrei Vlad. Mă gândesc, dar cine m-a potrivit așa? M-aș gândi să-l readuc titular pe Florin Niță și să-l țin ca rezervă pe Andrei Vlad. Florin Niță. Și să-l țin. Și cum o spuneam, o să le readuc pe Florin Niță, m-aș gândi. Așa, Drăgușin a spus. Drăgușin și cum îl cheamă? Nu știu cum îl cheamă pe CDM-ul ăla de la Dinamo Kiev, tot român, Băluță. Tudor Băluță, CDM, 21 de ani și între potential. Și primele noastre transferuri. Și am uitat de legenda vie,
care joacă acum la Academica Bilicin. Cristi Tănase. De ce nu-mi ridu? Ia să încercăm așa. Contra 12 luni și atât. Mi-a căzut camera și intrăm aici la Transfer Hub. Primul va fi readucerea lui Denis Man și după mai vedem ce mai vindem și ce cumpărăm. Așa, o să oferim 10 milioane plus cineva care nu îmi place deloc. Și acela este unde ești, unde ești. Răzvan Waidă plus 10 milioane. Plus 10 milioane 600 de mii de euro și o să dăm așa, acceptă 10 milioane 600 de mii. 10 mii, pardon, da, nu contează, nu prea contează. Și vom negocia cu Denis Manohunt. Și nu știu, dacă cant, spuneți-mi pe acolo prin comentarii dacă vă place cineva sau duceți pe cineva mai bun decât Tănase. Care Tănase mie, sincer, nu prea îmi place. Și vedem ce aducem și cum aducem. Și da. Și vedem acum. Și vedem aici pe Reghe. O să-i dăm 3 ani, mai mult nu o să o țin cariera. Vrea un an. O să-i dăm 2. O să-i dăm ani fără clauză. Și vrea la 10 goluri un bonus acolo, o să-i dăm remove-ul ăsta. O să-i lăsăm, o să-i dăm 15.000 plus ceva așa lui aia Nea Gigi. Se mai zgârcește Gigi și acceptă. Deci Denis Man, primul transfer. Și să-l băgăm în squadă. Băgăm în squadă aici. Tănase o să facem căfă, pentru că el așa joacă la FCSB. Moruțan o să punem cam. La fel și Darius Solaru. Îmi plac amândoi. Aici va fi... Mă gândesc Simeon, pentru că are viteză, are dreptate. Pațăru. Radu Noviș până luăm pe Drăgușin. Și aici până luăm pe Haruț. Cam asta e echipa titulară. Bine, o să mai schimbăm cu Haruț, cu Uniță și mai vedem cine. Meciuri, nu știu dacă voi juca vreunul. Doar dacă, nu știu, veți o cere. Până să-l dăm pe băiatul ăsta, o să-l pun pe el. Aici Aniță. Aici Vână. Fai, aici o să-l pun, nu o să-l pun pe... O să-l pun pe așa. Pereianu, ca să crească. Ladies, ăsta, aici o să-l joc pe Nedelcu și aici pe Pantea. Și ca portar până o să-l luăm pe Niță, va fi Strada. Cam asta e echipa. Nu o să vând mulți jucători, în afară de cel nou și Buzuioc, o să luăm un alt atacant. Vezi?
Și meciurile astea nu să le jucăm, vă spun din start. Bună, este acum la Digisport, se plânge. Și vom da direct la meciul cu FC Argeș. Bun, facem un egal. Ai câștigă din niște bani acolo. Măcar 500 de mii și tot banii lui Gigi îl transferă pe Cristi Stănase, dacă mă înțelegeți. Avem după meci cu, după cel cu FC Argeș și avem un meci cu CFR Cluj și cu Botoșan. Ia să vedem câți bani ne-a venit din cupa aceea. Ofertă pentru Ovidiu Popescu, o să-l dau, nu mai are loc. Și Niță o să-l dau, dar nu mai luăm, fără opțiune de cumpărare. O, vedem că aici prețul a avut o ofertă de cumpărare de la Brighton. Și eu. Și acum au venit scouterii. 500 de mii până la urmă. Denis Haruț, Adi Popa. Du-te și... și avem 5.800 de mii. Și cam asta e echipa. O să dăm și conferință de presă. Aici cu Laurențiu Regicamp. O să-i dăm... așa. Că avem numai talente. Are un looking to bright. Anyway, you in. O să dăm I like more squad depth. Și avem moralul de echipă foarte sus. Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să joc și jocurile. Vom începe meciul. Probabil că nu o să-l joc chiar pe tot. O să joc până o să dau un gol lungă și după voi simula, cred. N-are rost să-l jucăm pe ăsta cu fece arge și adică... și începe meciul. Și a început meciul. Radunovic. Recuperăm acolo. Greu pe legendurii, nu prea am jucat multe cariere. O carieră am jucat-o, dar cea era cu Juventus. Și mă duc. Coman. Coman. Pasează către Denis Man. Man. Moruțan. Moruțan acolo încearcă cu braziliană, dar este oprit. Laru, Rețu, Cristea, se duce Cristea, recuperează, Coman, Moruțan, vede foarte bine pe Tănase, acum era offside, la Laru, cred că era acel, ce pasul bun, Malele, ce te prind frumos, bine prindem. Nu ne iese pasul către Florinel Coman. Am sâr acolo, în teclin. Și apără Andrei Vlad. Bine. Luat până acum, cred că e omul meciului. Moruțan. Ronaldo Ciop acolo. Făcut de echipa din Argeș. Cred că voi da pe World Class, că nu prea mă simt bine comod pe legendary și după ce mă voi acomoda, mai bine dau Moruțan, pas către Coman, avansează Coman, încearcă o pas către Tănase, dar blocată, Coman, vom încerca pe poartă, Coman, nu e pe poartă, dar sărim acolo la cap, dar... vom chema un jucător și acela este Moruțan.
cu braziliană din partea lui Moruța, scrie Simon, Radunovici, acolo de considerat, dar recuperăm Tănase mare, chiar pentru 1-1, Tănase, acolo, atacant. Vom încerca să recuperăm, totuși e Legendary, cel puțin în meciul de Europa League, am dat pe Euroclass, m-a spus numai Crețu, încearcă o pasă către Florinel. Acum Cristea încearcă de posedarea și reușește, dar mingea sare la Drăghici. Recuperăm, dar pierdem imediat, puțin, până recuperăm și plecăm pe contra. Atac, bine, protejarea acolo. Radunovici. Olaru. Pasă către Moruțan acolo cu o fentă. Coman. Încercăm un finis. Coman! Puțin. Pe lângă poarta lui Greab. Nu prea. Nu bine știu. Simion. Mă gândeam la Xavi. Crețu, ce talentat Crețu. Acum Coma. Câteva biciclete acolo. Moruțan. Ce frumos Moruțan, dar nu poate trece. Acolo era bun fake shot. Și offside, nu, se termină prima repriză. Nici n-am fost atent. Dar va începe a doua cu noi în posesie. Florinel. Pune pauză. Florinel. Darius Olar. Pasă. Încearcă. Pasă către Florin Tănase. Nu voi mai spune nimic că sunt puțin răgușit. Voi fi puțin mai concentrat. Nu, ne luăm gol aici. Eu la unul e greu pe Overclass, pe Legendary, dar o voi da pe Overclass. Tănase. Face loc să urce Denisman. Voi pune puțin pauză pentru niște schimbări.